way this is. Ok. Vă spuneți legendarele alea, mă, la jumate. Oh my god! Salutare tuturor, aici este Bobo Spider și bine ați revenit la un nou video cu Hearthstone. Ei bine, oameni buni, uite că am ajuns să reîncercăm Dragon Priest-ul cu câteva mii schimbări pe aici pe colea și să vedem cât de bine se descurcă în noul expansion. După cum bine știți, Dragon Priest-ul cumva își are originea, cred că popularitatea mai mult o are din vremea cu The Grand Tournament, pentru că erau acele cărți foarte, foarte bune ce mergeau de la Priest împreună cu dragonii. Dar de când acele cărți au fost scoase și tot așa, cumva Dragon Priest n-a mai fost așa high legend, să zicem așa. Dar uite că acum avem noi o variație și să vedem dacă putem face ceva cu cartea asta sau nu. Așa, deci ca și schimbări pentru Dragon Priest avem topsy-turvy, ce ne permite să facem swap la anumite cărți, să facem swap între HP și atac, încă să ne putem folosi de treaba asta. Sau și mai avem ăsta, cum îi spune, Giggling Inventor, pentru a ne da puțin, cum îi spune, puțină defensivă în fața inamicilor, pentru că până ajunge la Primal Gear Drake, cam suntem o leacă cam dezgolit, să zicem așa. Ok, Power of the Wild, sunat o pantera aici. Asta e 2. Tot o să moară. Asta e partea nasoală, că tot o să moară, indiferent ce se întâmplă aici. So, aș putea să dau face. Nu, n-aș putea să dau face. Putem să facem asta. Am să fiu agro azi. E rank 19, îmi permis fiu alea ca agro. Da, nu pot să uit nici meciul de tura trecută în care mi-a luat o grav de la ăla care făcuse greșeala aia stupidă. Ok, super, super, super tare. Ba, parcă mă simt bine că am făcut 3-2 ăla. Ok. Cred că să mergem puțin pe o idee de combo. Nu de alta. Să ne luăm și o carte, să vedem ce obținem. Super, Divine Shield. Deci cumva avem aici o opțiune de a fi combo priest, dar în același timp să ne folosim și de treaba asta cu Dragon Priest-ul. Ok, golemul, 36. N-aș vrea să dau un mass dispel doar pentru un amărât de taunt, să fiu sincer. Dar în același timp, parcă aș vrea să și scap de el. Altfel nu am cum să măresc damage-ul decât dacă prind swap-ul ăla. Mass dispel. Mai degrabă țin mass dispel pentru ceva mai important, să fiu sincer. Dacă stau să iau așa, hai să vedem o treabă. Facem așa. Vedem ce ne dă. Ok, încă un primordial. Am înțeles. Lăsăm așa. O să-l las pe el să aleagă ce vrea să distrugă. Cel mai probabil că se distrugă ori 3-3, ori 1-3 care trage asta, clericul. Îmi scăpa, nu știam ce vreau să zic. Am zis că e priest, dar e cleric. Ia să vedem. Am zis că mamă, dar să dau mass dispel, dar să nu uit că are spreading plague. Cel mai probabil are spreading plague, deodată ce joacă taunt, cel mai probabil e big druid sau ceva de genul ăsta și o să aibă chestii pe care sigur vreau să le dau, la care vreau să le dau silence, cel mai probabil, așa că chestia asta o să meargă perfect, credeți-mă. Arată-mi universul. Uite, super. Planeta. Now how about... Îmi place să mă joc cu prostiile astea de pe aici, nu știu. Am o plăcere, o satisfacție de aia sadică de a distruge tot ce e pe aici. Cred că cea mai mișto hartă dintre toate, tot mi se pare aia cu pădurea, unde faci combinație și pornești... pornești asta, cum îi spune, vulcanul. Oh, avem noroc să câștigăm prin AFK sau... Ok, never mind. Wow, s-a alcăfut cu gigantul. Shadow Madness, ok, dacă fac asta de 3... Că e o opțiune pentru a distruge chestia aia. Okay, să luăm așa. Wait, what? Why? Ok, l-am luat. What? Doesn't work. Ok. Căzut că dă și atac dacă tot e aceeași treabă, dar aparent n-a fost. Bubiță, uită Hearthstone, boys. Pe hands.
Isaac, bobiță, ce-ai făcut? Nimic bun aici. Nimic bun aici, o să iau o leacă în barbă, dar e ok. Mamă, a fost un play așa de care mi-e rușine, vine să opresc video doar pentru treaba asta, dar în fine. Am zis că vreau să fiu agro, dar... Oh, God, nu. Nu fă asta din nou, Bob. Don't do it again. Mamă, de asta are numai giants and shit, what the hell? Ok, cum putem shuffle all minions into your opponent's deck? Huh. Pare a fi opțiune. Ok, stai să facem așa. Înainte. Doar așa pentru a scăpa de treburi. Super. Fara. Ia de aici tot. Ok, crisis averted, boys. O criză a fost fost eliminată. Oh my god, are exact cartea aia. N-am acum Must dispel alea cam prea drastic, să fiu sincer, dar și poate fi opțiune bună. Shadow vision, oh, dragonul sună mai bine. N-aveau divine shield-uri, alea era o opțiune destul de faină. Oh, Malfurion. Mă, dacă scoate aia care dau poison. Yeah, must D, boys, must D. No. Asumă un dragon. Just fuck it. Just say F it. He's busy. Am mai dăm HP la unul. Hai să fie la celălalt cel mai probabil, dar tot e opțiune. Paro, Malfurion, no shit for you, boy. Acum dacă reușim să-i dăm foarte un HP dragonului ăsta, dar trebuie ceva care să pot face swap, așa că nu mă străfoc să fac swap-uri de pe acum sau ceva. Switch. Da, hai să luăm pe Isera. Isera, I need you. I need that. I'm gonna take that yoink. Oho, ok. Hey, misplay de mai devreme, dar tot a reușit să întoarcem cât de cât match-ul. Nu știu acum ce poate da el atât de nașpa încât să zicem că ar fi o problemă. Ok. Miserupia. Semi-clear, ok, cât avem acum? 4 cu 4. N-avem switch-uri încă, nu. Deci avem așa 4 cu 4, 8, 12. 12 damage. Am de tală. Uitasem de Isera Awakens că dă la all characters. M-au 1 HP pe lângă. Not bad. Hey, măcar ar trebui să câștigăm. Priviți partea bună. A drăguț pachetul. Pot zic că nu e foarte scump, dar bine, nu e nici foarte ieftin. Dar neavând legendare, sinergie există, cărțile din noul expansion sunt chiar destul de ok în anumite situații și în special când ai nevoie la low mana niște taunturi care de mult sunt bune. Dar chestia cu combo-ul mea, chestia aia mea a întors match-ul perfect în favoarea mea. N-am crezut că o să fiu iarăși fan al Shadow Priest-ului. Mai știu, Cabal Shadow, nu e Cabal Shadow Priest, e... Bă da, e Cabal Shadow Priest-ul. Mă gândeam la celălalt Okenaiu. Okenaiu care se întoarce. Știți voi foarte bine care se întoarce toată treaba. Heal-ul, se transformă în damage. Super. Tragem cărțile mici de la început. Înseamnă că domnul Pris face ceva. Știu că ăsta e un obicei prost de-al meu de a da cărțile astea din prima. Adică dai coin, dai ăsta, dai buff-ul, dai toate alea. Pentru că mereu se poate întâmpla ceva genul ăsta. Adică uite acum dă un eviscerate. Bă, măcar el și-a consumat un combo pe o carte pe care oricum nu vreau să fac de combo, vreau doar să-l enervez, știi? Adică tot ce am vrut a fost să îl enervez și să-l fac să-și consume cărți. Și-a reușit. Ok, avem un weapon.
Ok. Aparent avem un weapon rogue aici. Cel mai probabil joc cu Kingsbane. Și că asta o să fie destul de nasol, da, da. Să zicem. Pum, pariu că e Kingsbane. Pum, pariu că are ceva cu Kingsbane. Dacă echipează acum Kingsbane, nu e clar. Dar mă îndoiesc. Oh, ok. Oh, superb, și acum pot face trade-ul să scap de mizeria aia. Sorry, my dude, dar... this is just the play I wanna play. Nice. Super. Place că îi punem așa un pic de bețe în roate, să zicem. Mergem? Sau? Hai, ce mai e acum? 5 mana. Oh! Death Rattle. Trigger a Death Rattle. O friendly minion. I see. Wild Pyro, double HP. Dau Wild Pyro acum. Aștept să dau Wild Pyro doar ca să-i... doar ca să-l enervez, știi? Doar ca să-l fac să-și consume charge-urile pe astea. Dar trebuie să sumuneze ceva cu Death Rattle. Ok, a sumunat ceva cu Death Rattle. Ah, smart, smart. Îmi place, îmi place. Frumos așa, frumos așa, frumos, 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 foarte bine. Eu pot să-i fac o schemă acum, știi? Bine. Merită schema aia sau nu merită? Pot face două scheme, de fapt. Dar asta nu atacă. Attack until the end of your turn. Ah, de-aia nu mergeam pe ăla. Oh, te faci așa atunci. Hope it works. It works. Ah, puteam să-i dau double spirit, știi, și l-aveam acolo mare și nu mai puteam să facă 3, dar mai contează. Hai că mișcarea tot a fost mișcare. Adică, cumva am prevenit 7 damage. Cumva. Dar tot cred că ar fi fost mai bine dacă dădeam ăsta. Aveam după aia 7-14, trebuia să strufacem puțin mai mult, dădea ori un assassinate, ori un ceva. Assassinate? Backstab. Eviscerate. E, mie trebuie unul. Să nu vrea să facă aia. A făcut un 7-5. Asta era tot scopul? A, nu, a vrut să facă combo, da, bine, și asta e idee de combo acum. Mai are 3 mana. Ce poți să fac cu 3 mana? Deci nu o să facă trade-ul. Oh, ce om disperat. Nu e bine, nu e bine. Păi atunci o să-l facem pe ăla mic. Să healuim pe ăsta. Și începem să-i scoatem de pe mapă. Apoi pot să-i dublez HP-ul ăsta. Doar pentru a-l face mai periculos pe masă. Pentru că și-a consumat backstab-urile, cred că mai are doar un eviscerate și ori mai are planta, ori mai are chestia aia altă, cum îi spune, assassinate direct. Ok, deci nu vrea să facă vreo idee. Am să fur eu ăla. Dar n-am atât de multă mana. Ai. Asta ar fi un clear fine. Asta că scoate un 5-5. Scoate un 5-5. 3 damage. Scoate 5-5. Nea, cred că mai zis să-l furăm și după aia. Am așa că e tăia așa bună. Na, oh, stai, never mind. Let's build a wall. A wall sounds fine. Atât. Și după aia dacă scoate 5-5, n-am treabă cu el oricum. Ok. A, asta e doar pentru combo. Adică măcar să aibă ceva de 0-1 mana pe care să-l dea doar numai pentru combo. Și acum vezi dacă ceva combo care poate fi eviscerate sau poate fi altă treabă. Sau cine știe? Surprise. Oh? Don't taunt? No, don't taunt. Aha, eviscerate-ul. Salut. Am să-i fur ouul ăla. Oh, am să vreau să le fur pe amândouă acum. Dar am să le iau pe ăla mai low HP, sincer. Ok, 18 HP. Ah, hai să vedem ce avem aici, în primul rând. Mass D. Double HP. Heal. Heal ar fi o opțiune bună. Dar și Mass D ar fi super, pentru că altfel mă scutește de treaba să mai fur chestii.
Asta e o întrebare foarte bună, ce vreau să fac, să fur chestii. Cred că am să dau mas de just to be safe. Nu mai ajungi de mana ca să iau două, nu? Ai, fuck it, ce must be. Nu mai are nimica. Pare rău pentru tine, pe hands. Dă mai departe. Ok, pare rău, domnule rogue aici. Voiam să fur ou, dar după aia am zis, băi, dacă stau să fur ou, după aia mă complic cu el, nu mai știu ce. Ok, ăla devine un 4-4, mare brânză. E ca și cu un 4-4 mă sperie acum, pentru să nu dă deal damage to all other minions. Ce asta nu prea mă ajută. Hai să facem un schem aici. I need that. That. Let me change your mind. Got him. Gata. Problem solved. Gata. Damn, ok, îmi place pachetul ăsta. Poate la low rank face față cu brio la anumite chestii și reușește să enerveze inamice, dar mie îmi place. Nu știu despre voi, nu știu cât de plăcut a fost să urmăriți videoul ăsta, dar mie sincer mi-a plăcut pachetul ăsta. Chiar mi-a pus o leacă, un zâmbet pe față, pentru că m-a făcut să mă simt ca și cum aș avea un răspuns pentru orice. Și chiar a fost o chestie destul de faină. Și dacă vezi voi să vă faceți pachetul, ăsta este pachetul, nu aveți nevoie de chiar foarte multe cărți, nu aveți nevoie doar de 3, adică una de asta și 2 de ăștia, care nu vă costă foarte, foarte mult să-i faceți. După cum am spus, nici măcar nu prea am avut nevoie de cărțile noi, bine, am avut nevoie doar de ăsta să facem un schemă mai înainte și nu știu ce, dar ăsta, credeți-mă, chiar dacă nu am apucat să-l folosim, este o carte, scuze, este o carte destul de bună pe care sigur vreți să o aveți în pachet, pentru că totuși sumonați un 5 mana 2-1 care vă scoate încă 2 minioni și aia care au Taunt și Divine Shield, deci efectiv a sumonat niște chestii super, super faine, numai bune să vă țină pieptul aleacă în fața minionilor pe care i-are inamicul vostru, fie minioni mari, fie minioni mici și spell-uri și tot așa. Înțelegeți voi la ce mă refer aici. Și tot mai bun, cam asta e tot pentru acest video. Eu sper că v-a plăcut și dacă v-a plăcut, nu uitați să dați like, subscribe, share și comment și ne auzim data viitoare. Pa, pa!